Câteva versete din 1 Împărați capitolul 19, versetul 1, pagina 382 în Sfânta Scriptură. Cartea 1 Împărați capitolul 19, versetul 1, un text foarte cunoscut și ne rugăm ca Domnul să ne vorbească. Amen. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie, cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabel a trimis un sol la Elie să-i spună, să mă perepsească zeii cu toată sprimea lor. Dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta, ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei? Elie când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să scape viața. A ajuns la Berșeba care ține de Iuda și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustiu unde după un drum de o zi a șezut sub un și dorea să moară zicând, destul, Acum, Doamne, i-am sufletul că nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a adormit sub un nupăr. Și iată că l-a atins un înger și i-a zis, scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătâiul lui era o turtă coaptă și pe niște pietre încălzite și un urcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a sculat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară la atins și a zis, scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut. Și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu la Horeb. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului a vorbit astfel, ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns, am fost plin de râfne pentru Domnul Dumnezeu loștilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărmat altarele tale, au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi viața. Și Domnul i-a zis, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră. Și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic, care despica munții și sfârma stâncele. Domnul nu era în vântul acela. Și după, munt, după, vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremur de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Când l-a auzit Ilie, și-a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și-a stat la gura peșterii. Și-un glas i-a vorbit zicând, Ce faci tu aici, Ilie? Doamne, stăm înaintea Ta. Și ne rugăm ca în această seară Tu să ne vorbești. Mă rog să scos, Doamne, pe toți copiii de Tăi din orice peșteră, Doamne. Toate valorile Tale pe care diavolul, într-un fel sau altul, îi ține blocați. Doamne, vorbește-ne Tu, Doamne. Ridică orice suflet căzut, Doamne. Și ajută-ne, Doamne, să lucrăm la maximul nostru de potențial pentru tine. Mulțumesc pentru tot ce ne-ai dat, pentru Domnul Isus. Și ne rugăm în numele lui ca tu să ne vorbești. Amin. 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 Vă rog frumos, las locurile. În seara aceasta aș vrea să vă vorbesc despre Ilie, un om care parcă avea cheile cerului la el în buzunar. Când voia să vină foc, s-a rugat și a venit foc. Când a vrut să vină ploaie, s-a rugat și a venit ploaie. Cel mai cunoscut personaj din Vechiul Testament, cel mai renumit, cel mai eminent, cel mai îndrăzneț proroc, care a trăit într-o epocă foarte rea. Și totuși omul acesta a fost supranatural într-un fel, aș putea spune, în generația lui. Dar omul acesta, supranatural în generația lui, a fost un om care a ajuns la un moment dat în adâncimile disperării, în adâncimile fricii, a ajuns într-o stare de mocirlă în care pur și simplu pare că nu, nu se mai putea ridica niciodată de acolo. Un om care a provocat pe toți prorocii falși al lui Bal, pe cei 850. Ha, hai, dacă sunteți adevărat, să vină foc din cer, rugați-vă. Și după ce a văzut că n-a venit nimic, a făcut el altarul, a chemat foc din cer și apoi a omorât pe toți cei 850 de proroci al lui Bal și a, a, a startei. Și după ce a omorât pe toți, săracul de el s-a așteptat că acum va fi reformă. Probabil s-a așteptat că împăratul îi va schimba hainele lui jegărite și va da un loc, o poziție în autoritate în statul Israel. Și în loc ca să fie reformă și trezire spirituală, ăsta primește o amenințare cu moartea. Intră într-un atac de panică extraordinar și, și nu mai înțelege nimic. Cum, Doamne? Am ascultat de Tine? Am făcut voia Ta? Și acum, Doamne, în loc ca să fiu, să fiu promovat sau în loc ca să vină trezire spirituală, Doamne, Tu, tu, tu îngăduie un sol a satanei, un sol a Izabelei să mă amenințe cu moartea? Și vorbim astăzi despre un om evlavios, puternic folosit de Dumnezeu, care a avut o viață curată. Vorbim astăzi despre un om evlavios care ce a zis s-a împlinit, un om care nu trăia în păcat, un om care era alergic la păcat și care totul spune Biblia. Omul acesta a intrat într-o disperare teribilă dintr-o dată. Capitolul 18 se termină, se termină, cu Ilie, un om al credinței puternic. Și dintr-o dată, capitolul 19, intră într-o panică disperată, și și moartea. Și vreau să vă spun ceva, frați și sorori. Succesele mari aduc vulnerabilități mari. Ai grijă că după ce Dumnezeu te-a folosit într-un fel sau altul, să știi că abia atunci începe războiul. Uită-te ce succes a avut Ilie și uită-te ce atac teribil a avut Ilie. Și să știi că dacă ai făcut daune în împărăția Întunericului și dacă continui să faci daune în împărăția Întunericului prin darul care ți l-a dat Dumnezeu, să știi că diavolul nu va fi atât supărat pe biserica ta, ci va fi supărat pe tine. Aduceți-vă aminte că erau șapte mii de oameni care nu și-au plecat piciorul genunchiul înaintea lui Bal. Vă aduceți aminte? Dar Izabela n-a trimis un sol la ăia șapte mii să-i amenințe. Că ei nu au făcut nicio daună. Păi ea i-a lăsat în pace. Știți împotriva cui i-a trimis solul? Împotriva celui care a făcut daune în împărăția Întunericului. Și adesea așa se întâmplă. Venim la biserică, lăudăm pe Domnul, nu știu ce, bun, foarte bine, dar biserica, să știți că diavolul nu are atât de mult de a face neapărat imediat cu biserica, ci cu acele lie. Pe cei șapte mii, repet, i-a lăsat în pace. Și probabil ar fi un semn aici de alarmă și să cer bisericii. Rugați-vă pentru slujitorii voștri. Rugați-vă. Pentru că uitați-vă în Sfânta Scriptură, unul din motivele pentru care îmi place să citesc Sfânta Scriptură este că e foarte reală. Când citesc biografiile oamenilor lui Dumnezeu, unele mă bag așa în depresie un pic. în sensul că ăștia nu au avut nicio cădere, nicio slăbiciune, totuși cu o aureolă pe cap. Ei, când citești Biblia, îți dai seama că oamenii mari al Dumnezeu au avut crize în viață în care au zis mai bine mor decât așa, Doamne, mai bine știi ce? Ia în viața. Iona și-a cerut moartea. Iob și-a cerut moartea. Ilie și-a cerut moartea. Moi și-a zis decât să mă trateze așa mai bine, ia mă, nu mai vreau. Și uitați-vă aici la Elie cum diavolul parcă a venit cu toată furia iadului, într-un mod virulent, a venit împotriva lui ca să-l distrugă. Ca să-l distrugă. Și vă rog să rețineți, Ilie a fost foarte eficient împotriva păcatelor sociale și a confruntat păcatele națiunii. A dus bătălie la nivel social și a câștigat-o. Dar a venit vremea să ducă la nivel personal. Și la nivel personal, omul acesta s-a clătinat în credință. Și poate unul din motive pentru care Ilie s-a clătinat în credință este că Dumnezeu a vrut să-i vorbească ceva și cu privire la mândria lui. Ilie, adevărat, era un om al focului. Dar să știți că Ilie era un pic și aroganțel. Am rămas numai eu singur. El s-a văzut singur. Și când crezi că toată lucrarea stă în tine, când crezi că tu ești singurul, să știi că s-ar putea să fie și o parte de disciplină din ceea ce îngăduie Dumnezeu. Și numai cinci minute și-a luat mâna Dumnezeu de, peste Ilie. Și Ilie se comportă ca un șoricel de la timid. Ca să ne facă să înțelegem Dumnezeu că harul și darul care îl avem nu de la noi, ci de la El. Și când Dumnezeu își ia mâna cinci secunde, ne arată de fapt cine suntem noi cu adevărat, că suntem nimic fără El. Ei, Ilie, vreau să înțelegi un lucru. Că lucrarea asta nu stă în tine numai. Vreau să arăt cine ești tu fără harul și fără ungerea mea. Te vei comporta ca un om, ca un om obișnuit. Și dacă ai har și dacă ai dar, nu este că ești tu cineva, ci că e mila mea asupra ta, slăvit să fie Domnul. Și iată-l pe acest Ilie, care după lucrurile astea mari, în loc ca să fie promovat, mă gândesc cum stătea și se gândea, acum cred că o să fie o trezire de numă. Deci Biblia că Izabela a trimis un sol și o zis, vezi că ești mort. Izabela, îți taie capul. Ești terminat, ești terminat. deci Biblia că Ilie când a văzut lucrul acesta, și vreau să ascultați și de deci Biblia, deci Izabela a trimis versetul 2, un sol la Ilie să-i spună, să mă, să spună, deci nu, deci să-i spună. Și versetul 3, Ilie când a văzut, nu când a auzit. Adică ăsta deja și-a dat drumul la imaginație. Gata, și-a văzut capul în coșar. Nu, că așa lucrează satana. Trimite niște soli, soli a satanei, nu? Care e ce să Să aducă groză în tine, să aducă disperare, să aducă anxietate, să aducă depresie, să te facă să crezi că ești un nimeni, că Dumnezeu te mai iubește, gata, Dumnezeu o termina cu tine. Și dintr-o dată îl vezi pe omul ăsta tare și puternic. Își ia ochii de la Dumnezeu și se uită la, la, un om. Și când își ia ochii de la Dumnezeu și se uită la un om, omul ăsta, zice Biblia, că începe să tremure. Măcar că n-avea niciun motiv să se teamă. Pentru că Biblia spune așa, că Ilie a spus așa, Izabel a spus așa, să mă perepsească Dumnezeu mei cu toată asprimea. Care Dumnezei? Care au fost înfrânți? Păi, Lidia, cum te temi tu? Cum tu mai înainte ai înfrânt toți Dumnezeii și pe proroci, nu-i mai nimic? Și acum tu te temi de ceva care nu mai există? Și atât pe Elie care ce Doamne, mai bine mor. Mai bine mor, dar de ce fugi atunci? Stai că te rezolvă Izabela. Observați cum omul ăsta își pierde discernământul și dă drumul la imaginație. Izabela zice, el vede, și începe dintr-o dată să intre într-o stare de mocirlă, într-o stare de frică, de, de anxietate și parcă nu mai, nu mai, are control asupra vieții lui. Și sunt aici să spun că diavolul nu te poate atinge decât dacă îi permite Dumnezeu. Amin? Elie trebuia să știe că în prejurul lui sunt cai și care de foc. Așa cum Elisei a văzut prin Duhul că sunt cai și care de foc în jurul lui. Ilie trebuia să știe lucrul ăsta. Și știm lucrul ăsta că a fost luat cu un car de foc, așa Dar omul ăsta și ia privirea de la Dumnezeu. Și ce face? Se uită la om. Și când îți zei privirea de la Dumnezeu și te uiți la o creatură, în momentul ăla încep să, încep să să intri într-o stare de, de, anxietate, de frică, de confuzie, de disperare și nu mai știi ce să faci. Ăsta e Elie, marele proroc al lui Dumnezeu. Și cred că ar trebui să ne încurajeze lucrul ăsta, frați și surori. Să vedem că oamenii mari ale Dumnezeu, zice Biblia, au fost supuși acelorași slăbiciuni ca și noi. Și totuși Dumnezeu îl ridică pe omul ăsta. Seara asta, dacă ești aici și ești într-o stare, poate ca Elie, plin de frică, plin de griji, plin de disperare, ești în peșteră. Vreau să spun ceva. Diavolul nu vrea să mori. Diavolul nu vrea moartea ta. De ce ar vrea diavolul ca tu să mori? Să te trimite direct în glorie? Nu. Diavolul nu vrea să mori. Diavolul vrea să trăiești o viață mizerabilă continuă. Doamne, omoră mă! Diavolul nu l-a omorât! Au vrut să-l țină în peșteră. Stai acolo cu potențialul tău, stai acolo! Să fii un creștin cu o viață mizerabilă, să trăiești cu frâna de mână trasă toată viața. Asta vrea diavolul. Și sunt oameni care trăiesc 40-50 de ani de pocăință. Nu le ia diavolul viața? De ce ar vrea diavolul să ia viața și să-i trimită în cer? Sunt bucurie. Nu! Diavolul vrea să te chinuie. Diavolul vrea să-ți tortureze mintea. Ăsta e diavolul. Și mă gândesc oare câți dintre cei care mă ascultă acum, poate chiar live, de luni, de ani de zile, Oamenii al lui Dumnezeu valoroși, oamenii vlavioși. Pentru că diavolul vânează oamenii cei mai vlavioși să-i țină în cușcă. Să știți că diavolul nu vânează pe creștinii ăștia care vin și la biserică, dau colebanul la colecte și își vei de treabă. Nu, pe mai răvnoși. Pe diavolul vrea să-i vâneze și ce să facă? Să-i țină robi, să-i țină în peșteră, să-i țină certați cu Dumnezeu. Să trăiască prin simțuri, să trăiască prin firea pământească. Să nu se uite la Dumnezeu. Să rămână acolo, să-și plângă de milă. Să-mi spună, nu-i corect tratamentul care mi-l dai. Asta vrea diavolul. Nu să te omoare. Și să te țină, mizerabil. Și dacă ești aici, și vezi că ai o viață mizerabilă, și te gândești ce daruri, cum te-a folosit Dumnezeu odată, și ești în pește. să știi că Domnul te-a adus aici. Și în seara asta mă rog ca Dumnezeu să te scoate din orice pește. Să spui, Doamne, e timpul să iesi. Eu nu pot să fiu martorul tău dacă stau în peșteră. Eu trebuie să ies din peșteră. Și iată pe acest Ilie care stă sub un nupăr și vrea să moară, vrea să moară. Mă gândesc la Ieremia, capitolul 20, versetul 11. Uitați-vă ce zice el. Domnul este cu mine ca un viteaz puternic. Fine. Prigonitorii mei se vor potigni și nu vor birui, se vor umple de rușine, că n-au lucrat cu chipzuințe. Versetul 13. Cântați Domnului, lăudați pe Domnul că cel izbăvește sufletul celui nenorocit. Bun, versetul următor. Blestemată să fie ziua. Nu no, cum e asta? Amuz zice, zici că e ca și eu, ca și, și ca și eu, da. Ca și Ilie. Am un foc din cer, aleluia, cântați. Domnul este meu. Dintr-o dată. Vreau să mor. Blestemată să fie ziua în care m-am născut, ziua în care m-am născut. Mama mea, să nu fie binecuvântate. Blestema să fie omul. Și începe, și începe. Uitați-vă în versetul 7. El spune așa, mai înduplecat, Doamne, 20 cu 7 Ieremia. De fapt, în original spune, mai trăda, Doamne. Am răspuns chemării tare și îi lași pe ăștia, solii ăștia satanei să mă intimideze. Mai trăda, Doamne, nu mă mai joc. Și apoi, dintr-o dată, începe să cânte. Și apoi, dintr-o dată, zice, blestemață să fie ziua. Ce ziceți? Ăsta e slujitorul Ieremia. Te încurajează? Dacă ești într-o stare de asta, de subie, nu Și zici, Doamne, nu mai pot, Doamne. Doamne, eu, Doamne, eu, eu nu mai pot, eu nu mai pot, eu nu mai, eu nu mai pot. Ascultați ce zice Biblia. Nemia era gata să zidească zidurile Ierusalimului. Și-o vin un sol la satană. Era frate cu el, că diavolul se folosește și de frați și sorori din biserică. să intimideze. Și-o zis așa, vezi că vin să te omoare? Hai să ne ascundem? în templu Domnului. Și zice Biblia că Nemi a spus, un om ca mine să fugă? Hai, fugi, fugi din lucrare, lasă că vine să mă. Un om ca mine să fugă? Intimidare. Când era cel mai pe val Nemia și făcea zidul, dintr-o dată Tobia s-a îmbalat, l-a plătit pe unul, i-a dat arginți, intimidează-l pe omul ăsta. Exact ca Izabela, în loc ca Izabela să cadă cu fața la pământ, ce să, se, ce să cadă fata asta cu fața la pământ? Care apar că era parcă satan a încarnat. Sunt oameni care nu se vor întoarce niciodată. Și dintr-o dată vezi că Ilie, dintr-o dată îi se moaie picioare și ce gata, ies din slujire. Uitați-vă la Ezechia. După aceste fapte de credincioșie, spune Biblia, a venit cine? Rapșache. Ați auzit de Rapșache? Și ce au făcut? O zis, să mă prețească zeii cu toată sprimea, dacă nu distrug Ierusalimul. Când a venit? După fapte de credincioșie. Când a venit Izabela cu solul? Când? După fapte de credincioșie. Ai grijă că atunci când Dumnezeu te folosește într-un fel sau altul, nu sta pe laurii gloriei pentru că toată furia iadului va fi împotriva ta pentru că ai făcut daune în împărăția Întunericului. De aceea, seara asta, dacă ești aici și simți poate ispite virulente, Simți că diavolul e pe urmele tale și vrea să te distrugă într-un fel sau altul. Și poate ai bătălii private pe care nu le știe nimeni și nimeni nu ai curaj să le spui la nimeni. Și ești în peșter. Și ești în peșter. Și nimeni nu cunoaște poate bătălia ta. Domnul vrea să-ți recapezi înapoi controlul spiritual asupra vieții tale. Dacă reuși satana să te ducă în disperare și în frică și să spui unde-i Dumnezeu, Asta merit. Nici nu mă mai joc. Ține minte un lucru. Dumnezeu este cu tine în fuga ta. În timp ce tu fugi de El, Domnul e cu tine în fuga ta. În timp ce omul ăsta a fugiat, Domnul zice, eu fug cu tine, eu sunt cu tine, mă duc și în peșteră cu tine și sub ienupăr. Să știi că nu e singur. Când zici, Doamne, unde ești, Doamne? Dar de ce ai îngăduit, Doamne? Dar n-am făcut eu lucrare, Doamne. De ce... ăsta e tratamentul care merit Doamne. Dar de ce, Doamne, lăsa ca Isabela? Nu putea să nu vină. Nu puteai tu să oprești. Dar de ce, Doamne? Și în timp ce fugi de el, Domnul vine cu tine în fugă și stă lângă tine. Și îi spune, auzi, Ilie, uite cum o să fiu cu tine. O să trimit un înger. Și o să-i spun la îngerul ăla să nu te certe. Și când vine îngerul ăla, nu-i zice, auzi, bă, tu unde ți puterea care a avut-o ieri la altii, Să nu-l pedepsești, să nu-l disciplinezi. Ăsta crede că nu-l mai iubesc, dar eu-l iubesc. Ăsta crede că supărat, dar eu nu supărat pe el. Să fii fin cu el. Să fii fin cu el. Trebuie să simte că-l iubesc. Să-i faci și de mâncare. Să nu cumva să-i zici o vorbă rea. fă o mâncare dar aia supranaturală, că după ce o mâncă să țină 40 de zile și dai și apă. Spuneți-mi, bun Dumnezeu. Când Ilie a crezut că Dumnezeu a terminat cu el, Domnul vrea să-i arate că e doar începutul. Că Domnul iubește pe Ilie. Și vreau să spun că Domnul te iubește și pe tine. Poate fugi de Dumnezeu. Domnul fuge cu tine împreună. Și cu tine. Și Domnul nu-i supăra pe tine, Domnul vrea să te ridice. Domnul vrea să l dea să mănânci. Turta este simbolul cuvântului. Apa este simbolul Duhului Sfânt să mănânci din cuvânt, să mănânci din Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Psalmul 107 cu 20, Biblia spune că a trimis cuvântul său și a tămăduit și a scăpat de groapă. Elie, este doar începutul. Ce s-a întâmplat pe munte, nu e atât de important. Și aia e important. Dar Elie, tu ai un drum lung, tu ai o lucrare de făcut. Tu va trebui să mergi în puterea numelui meu, va trebui să ungi. Pun un împărat, va trebui să ungi, un profet. Elie nu s-a terminat, și ai un drum lung de făcut. Ilie, eu n-am terminat cu tine. Ilie, eu n-am terminat cu tine. Și vreau să spun în această seară, Domnul n-a terminat cu tine. Domnul fuge cu tine împreună. Domnul nu te lasă. Domnul trimite îngerii săi și când tu crezi că nu mai ai nimic și vrei să mor, și nici nu mă mai joc și, Doamne, de ce ai îngăduit boli teribile, de ce ai îngăduit pierderi materiale, de ce ai îngăduit uh, probleme de familie, de ce ai îngăduit, de ce ai îngăduit? Uitați ce zice Biblia de Deuteronom, capitolul 8, versetul 2. Biblia spune așa, ce teste de Dumnezeu, așa e? adu aminte de tot drumul pe care te-a te călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani de zile. Cu ce scop? Să te smerească, să te încerce, să-ți cunoască pornirea inimii. Să vadă dacă ai să păzești poruncile lui sau nu. Versetul 14. Adu-ți aminte și vezi, nu uita. 8 cu 14. Ia seama să nu ți se umple, umple inima de mândrie, să nu uiți pe Domnul Dumnezeu tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, versetul următor, care te-a dus în acea pustie mare și grozavă unde erau șerpi înfocați, scorpion, locuri uscate, peștere, nu? Fără apă. Și a făcut să nea apă din stânca cea mai tare. Aduți aminte că Dumnezeu testează și pentru lucrări mari vor fi teste grele. Elie, este niște teste pentru că am un drum lung pentru tine am o lucrare mare pentru tine. Tu ai crezut că cea mai mare e aia de pe munte. Ilie, tu ai un drum lung, eu n-am terminat cu tine. Ilie, eu sunt cu tine. Eu sunt cu tine și în peșteră. Și Domnul în această seară vrea să spună că te iubește. Și Domnul n-a renunțat la tine și de asta ești în seara asta aici și cuvântul lui. Că Domnul n-a terminat cu tine. Lăuda să fie Domnul. Nici de cum n-am să te las, spune Biblia, cu niciun chip, nu te voi părăsi. Îngerul Domnului te bărăște în jurul celor ce se tem de el. Așa că dacă ești într-o peșteră, ești într-o încercare, n-ai altceva de făcut decât să te pui în brațele lui Dumnezeu. Să spui, ce, ce altceva poți să faci? Ce poți să faci altceva decât să te abandonezi cu totul în mâna lui Dumnezeu și zici, deci, Doamne, fă ce vrei. Îți dau viața mea, familia mea, pruncii mei, nevasta mea, îți dau biserica, îți dau tot ce am, dau banii mei, totul îți dau ție, fă ce vrei, Doamne. Eu sunt al tău, tu ești asociatul meu, tu ești partenerul meu și mă voi ține de tine indiferent ce se întâmplă. Trebuie să fie un abandon total în mâna lui Dumnezeu fără acest abandon, fără, fără această credință vii într-un Dumnezeu care știe ce face. Vom rămâne în peșteră. dacă vei spune, Doamne, mulțumesc că Tu fugi cu mine împreună. Mulțumesc că Tu ești cu mine, Doamne. Și Tu nu mă lași în fuga mea de Tine, ci Tu vii cu mine. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău? Dacă mă duc în peșteră, ești cu mine, Doamne. Dacă mă duc la capătul lumii, ești acolo, Doamne, totdeauna mă surprinzi, Doamne. Și îți mulțumesc pentru asta. Lăudați să fie Domnul. Amin? Ce să faci când nu mai știi ce să faci? Nu uita, în fuga ta, Domnul este cu tine. 2. Ascultă vocea Duhului Sfânt. Spune Biblia așa. S-a dus în peșteră și Domnul a venit la el. Acolo în peștera întunecoasă. Și Domnul i-a zis, ce faci tu aici, Ilie, în condițiile astea? Ce faci aici? Aici e locul tău? De ce ești focalizat numai pe problema ta? Nu vezi că diavolul vrea să trăiești în peșteră, în anxietate mentală, în depresie? Nu vezi cum diavolul te bombardează cu tot felul de minciuni? Diavolești ca să te țină în peșteră? Și am impresia că unii sunt ținuți de ce rău în peșteră de ani de zile. Cu minciuni diavolești. Ce faci aici? Ăsta e, loc? e locul tău? Aici trebuie să fii tu. Adică poporul are nevoie de tine și tu stai unde? În peșteră. Asta vrea diavolul. Să te lege. Mincinosul de diavol. Să te lege. În loc să zici, mă să cotesc mor față de păcat și viu pentru Dumnezeu, diavolul vrea să te țină cu logici păcătoase. Să te țină în peșteră. Și tot potențialul tău pentru Dumnezeu care ți-l-a dat Dumnezeu să fie blocat. De ce? pentru că crezi în bombardamentele celui rău. Seara asta Domnul te întreabă, cât timp mai lași pe diavolul să te mintă? Cât timp o să mai stai în peșteră? Când o să ieși de acolo să spui dar în funcțiune? Când vei înțelege că nu sunt supărat pe tine? Când vei înțelege că am nevoie de tine? Când vei ieși? Cât vei mai lăsa satana să-și bată joc? E timpul să ieși și să spui, Doamne Dumnezeule, vreau să cred în tine. Sunt oameni care atunci când sunt în peșteră zic, frate, vreau numai așa o răsuflare. Domnul să-mi dea o gură de oxigen, să rezist. Nu! Domnul nu vrea să-ți dea o răsuflare, domnul vrea să-ți dea eliberare. Domnul nu vrea să nu așa să te țină așa, e o gură de oxigen și mai stai 5 ani în peșteră. Domnul vrea să te scoată de acolo. Nu zic, eu sunt așa mai depresiv de felul meu. Asta sunt minciuni ale celui rău. Va trebui să te împotrivești cu mâncarea supranaturală care este Cuvântul lui Dumnezeu. Va trebui să te hrănești din Cuvântul lui Dumnezeu. Să spui, este scris, pleacă Satanul! nu mai vreau să stau în peșteră. Eu mă las cu totul, mă abandonez cu totul în mâna lui Dumnezeu. Facă Domnul ce vrea. Indiferent de probleme, pierde materiale, probleme familiale, orice ar fi altceva. Fă ce vrei, Doamne, și te abandonez. Și când te-ai abandonat în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu produce miracolul lăuda să fie Domnul. Frate și soră, ieși din orice pește în care diavolul te-a ținut. Ieși de acolo. Ieși. Înainte de căsătorie, poate era așa mai energică pentru Dumnezeu. Frate, nu mai pot. Muștele moarte, zice Biblia, ce fac? A cresc unde lemnul negustorului. Mă gândesc cum ar fi, dimineața m-a asistat la o rugăciune așa mai specială. Așa cam ca miercurea câteodată. A fost fain. Cum ar fi, de exemplu, să fie așa mai des? În fiecare duminică, nu? Ar trebui o normalitate, nu? Să zicem, Doamne, răspund mă Ies de aici, Doamne, nu mai cred pe diavolul. Iartă-mă, Doamne, că m-am dus prin simțuri, mi-am luat ochii de la Tine și m-am temut de niște zei pe care eu prin puterea Ta i-am înfrânt. Unde mi-a fost capul, Doamne? Mă rog în seara asta, Dumnezeu, să ne scoate din orice peșteră, amin? amin? Și Domnul se uită și zice, trebuie să mă duc un pic la rădăcina problemei. Doamne, am fost plin de râvnă. Doamne, eu nu merit tratamentul ăsta. De ce ai îngăduit ca diavolul să mă apese, să-mi iau odihna? De ce ai lăsat ca solul să pună frică în mine? De ce ai îngăduit-o pe Izabela, Doamne, să mă înfrice? Nu ți-am slujit eu ție? Nu face sens. De ce ai îngăduit dacă mă iubești? Că puteai să, să nu lași. Nu merit tratamentul ăsta. Ai spus așa ceva vreodată Dumnezeu? Doamne, te-am slujit, am făcut asta, Doamne, dar cum îngădui? Și vorbim aici de oameni vlavioși. Vorbim de cea mai bună de categorie de oameni din bisericile noastre, Ilie, un om evlavios, un om sfânt. Că pe ăștia vânează satana. îi vânează satana și vrea să-i țină în peșteră, să spui, nu te mai du la nicio evanghelizare. Asta ar vrea satana. I-am arătat un pic agenda la fratele Băbălai. Cred că în februarie am câteva zile libere. Asta ar vrea satana. Prin toate bombardamentele să mă țin acasă. Dar nu stau. Cu noi e Dumnezeu. Și va trebui să ne ridicăm în numele Lui Isus Hristos. În numele Lui Isus Hristos. Amin? Dacă ai suferi de sindromul ăsta, Doamne, nu-i corect. De ce îngădui, Doamne? Tu știi viața mea, de alergia mea la păcat. Și totuși ai îngădui ca Izabela, Doamne, ai îngădui ca solul la fratele, a sora, intimidarea, Doamne, Doamne dar de ce? De ce? De ce? ăsta? Și Domnul vrea să terminăm odată cu, cu plânsul ăsta de milă. Și să ne abandonăm în brațele Lui. Și spun de ce? Ilie a fost mare viteaz sus pe munte, dar a trebuit să coboare în vale la lupta lui personală. Și când a ajuns în vale, trebuia să învețe să umble prin credință. Ilie a avut o credință pentru o națiune întreagă să întoarcă cu privire la Dumnezeu, dar nu a avut credință pentru sufletul lui. Așa suntem și noi. Avem credință că Domnul face vindecări până suntem noi bolnavi. Avem credință că Domnul va face trezire până când trebuie să facă în familia noastră. Asta are credință pentru o națiune întreagă se întoarcă cu fața spre Dumnezeu. Și vine foc din cer. Și când vine vorba de el, e slab. Te-ai văzut vreodată așa ca Elie? Ești tare când vine vorba de să vorbești împotriva avortului, să vorbești împotriva... Bun. Asta e Elie. Și când vine vorba de el, el e slab. Nu no, de asta îmi place Biblia. Mi-i prezintă pe oamenii și real. Cei mai sfinți și evlavioși oameni supuși, spune Biblia, acelor slăbiciuni. Ce să faci? Recunoaște că e slab. Asta e, recunoaște. Deci nu mai dă că nu e, recunoaște. Și ce să faci? Împotrivește-te diavolului, zice Biblia, și el va fugi. Ilie s-a împotrivit Izabelei. Nu s-a împotrivit. Și în loc să fugă Izabela, a fugit de el. De ce? Nu s-a împotrivit. Și ce să faci? Trebuie să te împotrivești acest sol a satanei. Va Trebuie să te împotrivești. Că dacă nu te împotrivești, o să fugi. Și o să stai unde? În pește. De altfel, cum știi că ai putere împotriva diavolului dacă nu te întâlnești față în față cu el? De unde știi că poți să te împotrivești? De unde știi că ai puterea al Dumnezeu? Decât dacă Dumnezeu îngăduie niște condiții vitrege în care să îți exerciți credința ta. Și deci Doamne, dar de ce îngăduie asta? Spune de ce? Să faci mușchi spiritual, să se mărească credința. De aia. Cum se formează credința? Dacă ești antrenor de box, dau un exemplu, și vrei ca omul pe care l antrenezi să câștige bătălia, ce faci? Ei pe unul slab la exercițiu să-l pui să se bată cu el? Nu, dacă e unul slab, nu-l antrenezi. Ei pe unul de care? Tare! Hai, luptă! Hai picat o dată de dor, te ridici înapoi și înveți, te doare, lupți! Ilie, vreau să înveți să umpli prin credință în viața ta personală și am să îngădui niște atacuri și am să găd niște atacuri și atacurile astea poate vor da cu tine de pământ, dar te ridici înapoi. Și mușchii tăi spirituali, chiar dacă e febră și greu, nicio problemă e, mai e o gură de zahăr, mai e o promisiune și ce faci? Mergi înainte. De ce îngăduie Dumnezeu asta? Pentru că bătăliile și lucrarea și ușile deschise care Dumnezeu vrea să ți le deschidă, drumul lung și ce te așteaptă dincolo? Sunt niște bătălii mult mai mari și va trebui să faci exerciții acum. De-aia Dumnezeu îngăduie niște bătălii Că zici, dar de ce, Doamne? Nu înțeleg. De ce? Ca să-ți antrenez mușchii credinței pentru lucrarea pe care Dumnezeu are pentru tine. Amin. Amin. No, câți dintre noi suntem gata să spunem, Doamne, vreau să lupt. Și nu mai vreau, Doamne, să fac lucrarea din inerție. Vreau, Doamne, să ies din peșteră. Vreau, Doamne, să fac lucrarea ta cu Duhul tău cel Sfânt. Și să spui, Doamne, le las pe toate în mâna ta. După ce iese din pește, zice Biblia așa: Cu omul acesta s-a dus și Domnul a zis: Du-te, unge, întoarce-te. Am plan cu tine. Și asta face Elie. Omul ăsta se duce, omul ăsta unge oameni. Domnul și întoarce-te. Nu ți-ai terminat lucrarea, Elie? Mai ai de lucru. Și în seara asta vreau să spun că Domnul nu a terminat cu tine. Domnul nu a terminat cu tine. Și Domnul vrea să te scoate din orice peșteră în care ești, și să spui, Doamne, nu mai vreau să-l cred pe satana, Doamne. Doamne, timpul, Doamne, să ies din peșteră, Doamne. Și libertatea stă într-un singur act al credinței, să spui, Doamne, ție mă predau, Doamne. Cu ființa mea întreagă, ție mă predau. Nu mai vreau să lupt în firea mea pământească. Nu te mai mira de nimic din firea ta pământească. Nimic bun nu locuiește în tine. Te uiți în cuvântul lui Dumnezeu. Te uiți la promisiunile lui Dumnezeu și spui, Doamne, vreau să cred în Tine. Frate Ilie, soră Ilie, care l-ai slujit pe Dumnezeu cu drag odată. Și datorită unui șoc în credință, datorită unui atac de panică care te-a dus și te-a făcut să splângi de milă și n-ai înțeles de ce. De fapt, Dumnezeu vrea să-ți dezvolți mușchii credinței pentru care un drum, are o mâncare pentru tine, are o lucrare, du-te acolo, fă asta. Să știi că Domnul îi îngăduie, nu pentru că a terminat cu tine, și să te învețe ce înseamnă să umbli prin credință. Lăudat să fie Domnul. Amin? Amin? Seara asta, mă rog să auzi vocea blândă a Duhului Sfânt. Și vocea blândă a Duhului Sfânt, mă rog să stingă orice alte voci din partea celui rău. Amin. Pentru că tu nu poți să fii martorul eficient al lui Isus Hristos atâta timp cât ești în peșteră. Trebuie să-L crezi pe Isus Hristos. Chiar dacă nu înțelegi. De, de ce îngădui, Doamne? de ce boala aia? De ce? De ce probleme? De ce? De, ce, de ce solul ăla satanei? De, de, ce? Doamne, dar de ce? Dar nu te-am... Să spui, Doamne Dumnezeule, chiar dacă nu voi înțelege poate niciodată, dar cred, Doamne, că Tu ești cu mine. Și în timp ce fug de Tine, îmi dau seama că Tu nu mai părăsi niciodată, Doamne. Tu fugi împreună cu mine, Doamne. Tu îți trimiți îngerii tăi. Tu îmi promis că niciodată nu mă vei părăsi. Tu îmi spui că ai un drum de făcut, Doamne. Tu îmi spui că mă chem în lucrare în continuare. Tu îmi spui că unge, du-te, fă, n-am terminat cu tine. Și în seara asta, Vă mă rog ca Domnul să te scoate din orice pește în care ești. Să nu mai stai acolo. Să nu mai stai acolo. Să nu mai stai focalizat pe problema ta, pe, pe buba ta și să spui, Doamne, aleg, Doamne, să cred în Tine din toată inima mea. Stop fuga de Dumnezeu. Dumnezeu, spune Biblia, nu ne-a dat un duh de frică, ci Dumnezeu ne-a dat un duh de putere. Vreau să puneți 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7. Biblia spune așa. Haideți să rostim cu toții. Și căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibduință. Vă rog să lăsați acolo. Observați, Biblia spune că frica nu e un simplu sentiment. În spatele fricii este un duh, e un demon. No, demonul ăsta era pe urmele lui Ilie. E un duh, e un monstru care te bombardează zi și noapte, te trezește, te culci. Buh! Asta e diavolul. Și vreau să te țină unde? În peșteră. Asta vrea diavolul. Recunoaște că ori de câte ori ai apăsări, frici paralizante în viața ta, să știi că asta nu vine de la Dumnezeu, ci ăsta este cel mai clar mod prin care poți să vezi că asta este un atac demonic. E un duh de frică. Și Dumnezeu nu-și apasă copiii. Dumnezeu nu dă frică copiilor săi. Dumnezeu dă duh de putere. Ce faci tu aici, Ilie? În condițiile astea? Cât o să mai stai în peșteră, răfrate? Cât o să mai stai? Cât timp o să mai crezi minciunile celui rău? Cât timp? Poporul are nevoie de reformă. Segmentul ăla de oameni are nevoie de tine. Și tu tot stai acolo pe bază de frică. Când vine Duhul de frică, când vine monstruul ăsta a fricii, știi ce să faci? Ai 31.102 de versete în Biblie. Ai aproape 8.000 de promisiuni. Ia cuvântul și spune, este scris. Să spui, Doamne, nu cunosc nicio altă voce decât vocea Scripturii. Mintea mea nu cunoaște nicio altă voce decât vocea care nu minte niciodată. Este vocea Scripturii. De aceea puneți inima să citești Sfânta Scriptură. Și când diavolul te bombardează și vine un sora al satanei să, să, te facă să, să, te țină în peșteră, să spui, mă ridic în numele Lui Hristos. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chim nu te voi părăsi. Nu te teme, nu te uita cu îngrijorare. Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere. Este Biblia o carte de gândire pozitivă? Când zici, frate, nu, nu zici de gândire pozitivă, că e ceva lumez. Nu e adevărat. Eu cred că Biblia este o carte de gândire pozitivă. Am aproape 8.000 de promisiuni. Ce înseamnă nu te teme că eu sunt cu tine? Orice armă făurită în ta, cel slab să zic că sunt tare. Pot tot un Hristos. E pozitivism acolo, da sau nu? E credință, da sau nu? Hrănește-ți credința cu cuvântul lui Dumnezeu. Și fricile îți vor muri de foame. Amin? Amin? Ești de acolo. Asta nu înseamnă că diavolul nu va mai veni. Nu înseamnă că nu va mai veni înapoi potopul împotriva ta. Dar acum... Acum ești în autoritate și acum știi cum să le tratezi astfel de gânduri. Și spui diavole, gata cu peștera. Mă așteaptă soarele. Mă așteaptă Dumnezeu. Mă așteaptă oamenii. Mântuiți, nemântuiți. Trebuie să împlinesc lucrarea la care m-a chemat Dumnezeu. Și dacă tot s -a dacă tot s-a citit din Coloseni, uitați-vă la un, la un slujitor la care Pavel îi spune așa, Coloseni 4 cu 17, zice Biblia așa, și spuneți lui Arhip, ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. Frate Arhip, frate Elie, ai primit o slujbă. E timpul să ieși din peșteră. Să spui, Doamne, cred în Isus, cred în jertfa lui, cred în cuvintele lui care nu sunt goale. Nu mai vreau să umblu prin vedere, vreau să umblu prin credință, Doamne. Și vreau, Doamne Dumnezeule, să împlinesc lucrarea ta, Doamne. Mulțumesc că pentru asta tu îmi dai o mâncare supranaturală, plină de vitamine, Doamne, care mă poate ajuta să mă duc tot restul vieții mele, Doamne. Mulțumesc că mi-ai pus un urcior cu apă, Doamne. Mulțumesc pentru Duhul Sfânt și pentru Cuvânt, Doamne, care mă hrănește în așa fel încât să ies de acolo, Doamne, de sub nu din orice peștere, Doamne, și să fac lucrarea ta bine. Ca la sfârșit, Domnul să ne dea cu Amin? Amin, frați și surori? Hai să ne ridicăm în picioare. Hai să plecăm capetele, nu ne rugăm. Hai să luăm câteva momente de cercetare. Eu cred că Domnul are în bisericii noastre mulți viteji, vânați de ce rău. Și ca și Ilie, la acelor slăbiciuni, diavolul ține cu tot felul de logici păcătoase, cu tot felul de sol acelui rău care vrea să intimideze. În seara asta să vină înaintea Domnului să spui, Doamne Dumnezeule, iartă-mă, Doamne, că am crezut pe ce rău. Iartă-mă că am crezut bombardamente mincinoase, Zeara asta Domnul te întreabă, ce faci tu aici, Ilie? Ce faci în condițiile astea? Ce faci în condițiile astea? Cât timp poți să mai stai în peșteră? Astăzi va trebui să fie un salt al credinței, să spui, Doamne, Eu l am crezut pe ce e rău și am crezut că nu mă mai iubești, deci ce ai îngăduit? Dar înțeleg, Doamne, că Tu fugi cu mine în timp ce fug eu de Tine, Tu ești cu mine. Tu nu mai părăsi, Doamne. Domnul vrea să te scoate de acolo. Domnul nu-i supărat pe tine. Domnul te iubește. Isus a murit pentru tine. Sângele lui te poate curăți de orice păcat. Dacă ești nemântuit să spui, Doamne, sunt un tropește a păcatului. Mulțumesc, Doamne, că Tu n-ai terminat cu mine. Mulțumesc că mă iubești. Mulțumesc că îmi vorbești cu drag, Doamne. Doamne, vreau să mă pocăiesc. Dacă ești pocăit și diavolul te-a ținut într-o peșteră, de ani de zile, de ani de zile, darul tău e blocat acolo într-o peșteră, ieși din peștera aia. Ascultă susurul blând a Duhului Sfânt, promisiunile lui Dumnezeu. Să nu cunoști nicio altă voce în mintea ta decât vocea Sfintelor Scripturi. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ridice. Mă rog ca Duhul Sfânt să vină peste noi și să împlinim bine lucrarea pe care Domnul ne-a dat-o. A Domnului să fie toată slava în veci. Amin. Ne rugăm cu toții Domnului.